Astăzi am revenit cu un machiaj inspirat de apa mării și dacă vreți să vedeți cum l-am realizat, uitați-vă în continuare. Ok, vom începe cu o bază de machiaj. Și vom aplica pe toată pleapa și de dedesubt. Acum voi lua o bază cremoasă, un creion sau ceva de genul albastru ca acesta. Îl voi aplica pe toată pleapa. Și voi lua o pensulă ca aceasta și voi întinde foarte, foarte bine. Cu o pensulă plată voi lua un albastru foarte puternic, ca acesta, un aqua, și îl voi aplica deasupra creionului. Dar dacă observați, doar până la pliu, nu depășesc pliu plapei. Acum cu aceeași pensulă plată, întorc pe partea cealaltă și voi lua acest aqua marin, așa verzui, și îl voi aplica în colțul exterior. Cu pensula aceea care am amestecat prima dată creionul, vom lua un maron kiss și îl voi aplica exact deasupra albastrului în pliu. Cu o pensulă de blending curată vom amesteca acel maro acum și același maro îl vom aplica în colțul exterior. Vom mai urca foarte puțin cu maroul și îl vom amesteca din nou cu pensula de blend. Apoi cu o pensulă de blending, altă pensulă de blending mai curată, vom lua acel verde aqua și îl vom aplica deasupra maroului, unindu-l cu verdele din colțul intern. Eu acum vreau să mai intensific puțin maroul în colț, doar și puțin exact pe această dungă. Voi mai aplica puțin, exact, pensula de blending aceea, prima pensulă, voi amesteca foarte, foarte ușor și puțin. Cu pensula din aceasta micuță voi lua un bej auriu și îl voi aplica ca highlight sub sprânceană. Și îl amestecați cu verdele. Acum voi lua acel creion albastru și îl voi aplica cu mare atenție sub ochi.
aceeași pensulă mică deasupra voi aplica fardul acela albastru. Ca să se fixeze creionul. Iar cum șterg pensulica aceea mică de un prosop, iau verdele Aqua, foarte concentrat pe pensulă și îl aplic în colțul intern. Apoi șterg pensula din nou și voi aplica maroul. Doar puțin cât să unesc cu colțul de sus. Iar acum voi lua un creion albastru, voi linia cu o pensulă de eyeliner, voi folosi acel maro până la jumătate aproape pe post de eyeliner. Acum vom aplica mascara. Voi aplica pe mână puțin lipici de gene cu o pensetă. Voi lua geana. Folosesc gene individuale, așa. Și o voi aplica. Voi folosi 3 și 3 pe fiecare ochi. Ok, acum voi aplica un blush ceva mai neutru pentru că ochii sunt destul de țipători, ca să zic așa. Și îl voi aplica ca pe un bronzer. Voi aplica un ruj nude. Pe deasupra voi aplica și un gloss. Ok, și acesta este look-ul final. Sper că vă place. Mie chiar mi-a făcut mare plăcere să-l realizez. Și aș avea rugămintea să-mi lăsați la comentarii și să-mi spuneți ce anume vreți de la mine, clipuri pentru back to school, dacă vreți ținute sau machiaj și dacă vreți machiaj, cam ce înțelegeți voi printr-un machiaj potrivit pentru școală, la modul de produse ieftine sau să fie foarte ușor și rapid de realizat. Și da, nu uitați să-mi lăsați comentarii în ce orașe ați putea ajunge din cele 3 în care ajung și eu săptămâna viitoare. Și sper să ne întâlnim cât mai multe fete. Pa, pa!